Mircea, mulțumim. Furtuni violente chiar și cu grindină după încă o zi cu temperaturi sufocante. Zeci de copaci au fost doborâți, mulți dintre ei peste mașini și peste șinele de cale ferată, iar străzile au fost inundate. Capitala a fost cea mai afectată, mai ales că bucureștenii s-au confruntat și cu pene masive de curent. Nu mai mult de 2 ore a plouat în București și iată că s-a dezlănțuit potopul, copacii pur și simplu au căzut. Vreau să vă arăt în cele ce urmează acest copac care a căzut peste un loc de parcare, însă din fericire proprietarul autovehiculului și-a luat mașina de aici, iar pompierii l-au ajutat să plece. Mai mult decât atât, mai multe mașini au fost avariate. Vedeți chiar acum parbrizul spart al acestui autovehicul. O mare parte din sectorul 6 a rămas fără curent în timpul furtunii. Asta după ce înainte, din cauza caniculei, 3 mari spitale nu au avut curent câteva ore, timp în care au fost amânate operațiile. După cum vedeți, după fiecare potop în București, cad copacii peste mașini, vedeți și dumneavoastră urmările, iar oamenii trebuie să scoată bani din propriile buzunare pentru a-și repara bunurile. La Pitești, vântul puternic a scos din pământ un panou indicator aflat în zona stadionului. Polițiștii locali l-au dat la o parte. În județul Prahova, circulația feroviară a fost oprită câteva ore între stațiile Dâmbu și Corlătești, după ce un copac rupt de vijelie a căzut pe calea ferată.